Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 105-a ediție de analize economice. În săptămâna care a trecut s-au petrecut mai multe evenimente. Avem venirea oficialilor în Republica Moldova. Despre aceasta mă vorbi cu altă ocazie, deoarece vreau să mă pregătesc mai detaliat despre rolul României în relație cu Moldova, oficialii români, am uitat să zic, în Republica Moldova. Dar totodată, pe fundalul acesta pozitiv de intensificare relațiilor politice, economice și de bună frăție cu România, aveam și protestul fermierilor legat de situația din agricultură, de aceea am considerat, inclusiv pentru autorități, ca să avem mai multe cifre atunci când operăm, să pregătesc o analiză economică legată de exportul producției agricole și alimentare. Ce înseamnă produse alimentare? Deci noi exportăm producția agricolă în două mari categorii. Producția agricolă ca materie primă și producția agricolă prelucrată, care în cea mai mare parte este produse alimentare. Plus mai avem și blenurile care n-am pus-o, toată pui proveniența agricolă, dar acolo înțelegeți că deja agricultura practic lipsește, doar produsele alimentare. Iar producția agricolă ca materie primă este de două tipuri, vegetală și animalieră. La noi în animalieră, prin marea noastră rușine, practic nu avem exporturi, de aceea vorbim de agricultură vegetală mai mult. De aceea astăzi dorim să vedem care este comerțul extern al Republicii Moldova cu producția agricolă și alimentară, cât exportăm, cât importăm, care e balanța comercială și în final câteva cuvinte despre relația cu Ucraina, deoarece acum sunt unii care încep a face fel de declarații care nu ne face față nouă. Să începem întâi cu exporturile moldovenești. O constatare nu cea mai veselă, exporturile moldovenești de fapt au scad deja trei trimestri consecutiv. Formal, noi deja suntem timp de două trimestri în stagnare. Deci, dacă vă uitați atent, exporturile noastre în per total au crescut până la 4,3 miliarde de dolari valoare anuală în trimestrul 3 anul 2022 și acum stăm pe loc fără niciun fel de schimbare, iar în realitate consider că exportul nostru de facto au scăzut semnificativ, deoarece 1 miliard de dolari exporturi care le avem noi sunt niște exporturi virtuale generate din război din Ucraina, numai să nu-mi spuneți mie că noi suntem țară mare exportator de produse petroliere. Ori aici noi acum avem cea mai mare creștere, de aceea cam 1 miliard de dolari sunt niște exporturi generate din război din Ucraina. Lucru care trebuie să ne îngrijorează că noi suntem pe o trend descendent de scădere a exporturilor și în cea mai mare parte exportul nostru scade datorită producției agricole, materii prime, pe care la noi știți cum plouă, noi avem agricultură, avem exporturi. Nu plouă, nu avem agricultură, nu avem exporturi. Dar haideți să întâmplăm la producția agricolă a Republicii Moldova. Dacă vedeți din grafic, volumul comerțului extern cu producția agricolă a Republicii Moldova până în anul 2020 a fost în jur de 2 miliarde de dolari. Noi exportam anual de 1,2 miliarde de dolari, importam anual de la 750 până la 1 miliard de dolari. Observați din grafic, avem sus exporturile noastre, jos importurile noastre. În anul 2022 noi am exportat un volum record de aproape 2 miliarde de dolari producție agricolă, am importat de 1,3. În acest an, în primele 3 luni, în valoare anuală, exporturile au scăzut, importurile din contră au continuat să crească. Per total, avem o scădere a exporturilor de producție agricolă și produse alimentare, acum și-o vom arăta din ce cauză. Încă un lucru important de menționat, chiar dacă importăm foarte multe producții agricole, totuși, cel puțin la capitolul dat, să nu uităm că la noi balanța comercială este una negativă. Noi în mulți ani de zile aveam importuri de 3 ori mai mari decât exporturi. Dacă observați, la cel puțin slava Domnului la producție agricolă, noi stăm destul de bine, exportul de producție agricolă rămâne a fi cu mult mai mari decât importurile. Cu mult, dar nu chiar cu mult. În perioada 2001-2005, la noi producția agricolă exportam de 2,4 ori mai mult decât importam. După aceasta a urmat o situație destul de proastă până în 2010, unde brusc s-a prăbușit și este legat de faptul că la noi atunci a crescut rapid puterea de cumpărare a populației, dar economia noastră era pusă la pământ și atunci toată puterea de cumpărare a populației era compensată prin importurile masive. Ne-am revenit în perioada 2011-2020, când la noi anual
exporturile creșteau mai rapid decât importurile și am ajuns în 2016-2020 să avem 150% sau de 1,5 ori mai multe exporturi. S-au făcut investiții în agricultură. Noi de o regulă vorbim doar de rău, dar țara noastră, dar perioada 2010-2020 poate fi caracterizată ca perioada când noi am început a atrage atenția agriculturii și agricultura a crescut semnificativ. 2020 a fost an de criză, din acest motiv a fost situația proastă. 2021-2022 ne-am revenit, în special după anul 2021, legat cu roada foarte bună. 2023 iarăși arată vulnerabilitatea noastră și iarăși exporturile noastre cresc mai încet decât importurile. De aceea ce asta se întâmplă, acum și vedem, dar să vreau aici încă un lucru să mai atrag atenția, care este totuși rolul producției agricole în economia națională. Știți, noi când spunem că agricultura este importantă, multă lume nu realizează că chiar este importantă. Ceva mai de mult am scris 7 lucruri despre care nu le știu în agricultură, aici voi vorbi una. Agricultura până în prezent acoperă 40-45% din toate exporturile noastre. Dacă ne uităm atent, în anul 2001, agricultura era practic producția agricolă 2/3 din toate exporturile noastre. Anul trecut am avut 45%, anul acesta avem 40%, din simplu motiv că, din păcate, suntem încă vulnerabili din materia primă primară. Dacă ne uităm la exporturile producției agricole, observăm că ele au crescut masiv până în a doilea trimestru 2022, din ce cauză s-a întâmplat lucrul acesta? A fost anul 2021. Am avut o roadă, nu fără precedent, de extraordinară, dar creșterea este fără precedent, plus prima dată, eu nu mai țin minte așa ceva, și agricultorii care discutam eu spun 40 de ani lucrează în agricultură, dar așa ceva n-a fost și în sens pozitiv a cuvântului. Roadă foarte bună și prețul foarte bun. Roadă foarte bună și prețul foarte bun. Uitați-vă, trimestru 3, trimestru 4, trimestru 1, trimestru 2 din anul 2022. Deci avem o creștere masivă a exportului producției agricole, iar acum, din contră, da, încă noi producția agricolă încă e destul de bună, dar se face vizibil deja anul 2022, în trimestru 2 noi vom avea o situație tot nu foarte bună. Noi deja în 3 luni, din trimestru 3, 4 și 1 din acest an, exportat cu 382 de milioane de dolari mai puțin decât în, decât în lunile similare ale perioadei precedente. În următorul trimestru, cred că exportul vom mai scădea încă cel puțin cu 100 de milioane, vom avea în jur de 500 de milioane de dolari scăderea exporturilor în valoare anuală și lucrul acesta devine clar de ce scad dacă ne uităm la următorul grafic. Eu am împărțit toată producția agricolă în două grupe mari. Regnul animal și vegetal sau, simplu spus, materia primă. Carne, ouă, lapte, toate acestea la noi, din păcate, exporturile sunt nesemnificative și mai departe, cele ale, semințe, deci aici noi suntem mult. Uitați-vă, noi producția vegetală sau materia primă am exportat în anul 2022 un volum record, 2021 tot am avut, că s-a început exportul din 2021-2022, deci în acești 2 ani de zile noi am avut exporturi de 2 miliarde dolari sau câte 1 miliard în fiecare an. Este o cifră care practic este dublu față de acealt an. Anul 2021-2022 va intra încă mult timp în memoria agricultorilor noștri, ani când am avut o creștere fără precedent. Observăm că și producția agricolă prelucrată totul a crescut destul de bine, de la 500 de milioane de dolari până la 840. Și aici, atenție, ce vreau să arăt. În prezent noi asistăm la o scădere a producției agricole, dar producția agricolă prelucrată nu scade. Tot ce scade, scade exportul de materie primă. Primul mesaj care vreau să-l fac către autorități. Suntem vulnerabili atâta timp cât exportăm materie primă. Și dacă veți uita atent în detalii, veți vedea că chiar și materia primă din sectorul zootehnic practic nu este afectat de criză. Deci tot ce ne afectează pe noi, timpul de afară și crizele noastre, exporturile, importul nostru, este materia primă vegetală. Deci atâta timp cât vom fi dependenți și cât capitolul nostru de export numărul 1 va fi grăunțoasele și semințele, deci floarea soarelui, grâu, porumb, deci toate acestea, cât vor fi capitolul nostru întâi de export, de atâta timp noi vom fi vulnerabili. Dacă observați la materie primă prelucrată, la producția agricolă prelucrată, noi nu avem scădere
Și la cea animalieră, credeți în cuvânt, tot nu avem scădere. Unica ce scade, scade producția agricolo-vegetală, deci materia primă vegetală. Aici este vulnerabilitatea noastră și aici trebuie de lucrat și încurajarea mea este producția din sectorul zootehnic și producția agricolă prelucrată. Dacă ne vom focusa pe aceste două capitole, vom avea exportul de producție agricolă prelucrată în volume cu mult mai mare de 2 miliarde de dolari pe an, însă nu ne va face pe noi vulnerabili cum suntem acum. Care sunt top 10 producții care noi le exportăm? Ceea ce am spus. Prima, cereale și semințe. 40%. Fructe și legume. 16,5%. Dacă observăm atent, 56%, mai mult de jumătate din tot exportul nostru de producție din sectorul agricol, sunt materii prime. După aceasta, mai produsele alcoolice și grăsimi, în total, 4 poziții, 90% din exportul nostru. Deci avem două vulnerabilități. Prima vulnerabilitate este că noi exportăm materii prime. Doi, exportăm materii prime care este foarte sensibilă la condițiile climaterice. O plouat, avem exporturi. Nu o plouat, nu avem exporturi. Și mai departe, avem doar 4 poziții de bază care ne acoperă 90% din tot exportul nostru. Ce importăm noi? Top 10. Aici la importuri și este corect. Aici vă rog să nu vă speriați. Deci o țară micuță, așa și este, are câteva produse cheie pe care le exportă și la importuri noi, într-adevăr, avem o diversitate. Tot fructe și legume pe primul loc, 14,6%, pe locul 2 cereale și semințe. Apropo, ca să fie cifrele mele cât mai corecte, am luat media pentru ultimii 5 ani de zile. Deci nu am luat exportul pentru un singur sau 2 ani de zile, cât de la an la an diferă. Dar în mediu, aceasta este tabloul exporturilor noastre, care foarte încet se schimbă în timp. Voi încerca, cred că, cel puțin o dată pe an să fac această medie mobilă. La anul să arăt următorii 5 ani de zile și veți vedea că foarte puțin variază. Și după aceasta, dacă observați, și importurile noastre este absolut toată diversitatea de producție agricolă. În ce țări exportăm noi? Deci România, începând, și aici trebuie să o spunem când s-a întâmplat, după semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, Federația Rusă ne-a impus un embargo ascuns, atunci noi am pierdut cea mai mare piață agricolă, cea mai mare piață de export în Federația Rusă și țara care a preluat șocul crizii care l-am avut noi a fost România. Deci România ne asigură 18,5% din importurile, din exporturile noastre. Pe locul 2 este Rusia cu 12,1%. A fost în prezent Rusia, este în tendință clară de scădere, dar până când rămâne. Turcia pe 11,4%. Deci după aceasta merg încă două țări, în total 5 țări. 55%. Deci prima vulnerabilitate că avem un volum micus de produs, a doua vulnerabilitate, dar aici de fapt nu mai suntem atât de vulnerabili, că 5 țări ne asigură 55% din exporturile noastre. Haideți acum să venim la Ucraina. Care este relația noastră cu Ucraina în contextul războiului? Că aici au apărut toate discuțiile. Dacă ne uităm atent, volumul comerțului nostru extern cu Ucraina în fiecare an era la nivel de 600-750 de milioane de dolari. În prezent am ajuns la aproape 2 miliarde. Această creștere spectaculoasă se datorează în proporție de 95% creșterii exporturilor noastre spre Ucraina. Dacă vă uitați atent, noi în Ucraina am avut întotdeauna un deficit al balanței comerciale enorme. Noi importam din Ucraina de 7 ori mai mult decât exportam. Exportul nostru în Ucraina erau 70-80 de milioane de dolari anual, importurile erau 600-700 de milioane de dolari anual. După 2022, după începerea războiului, la noi cel mai mult a început să crească exporturile. Observați, acum exporturile au ajuns în valoare anuală 870 de milioane de dolari față de 1 miliard de dolari importurile. Da, cel mai mult ce exportăm noi în Ucraina sunt produsele petroliere. Dar vreau aici să atrag atenție. Datorită faptului că noi putem exporta produse petroliere în Ucraina, companiile noastre petroliere nu presează atât de mult și la noi tariful intern, acum pare incredibil, la produsele petroliere este undeva cu 50 leu mai ieftin decât ar fi putut fi dacă nu erau aceste exporturi în Ucraina. Altfel spus, profiturile pe care le obțin companiile noastre exportând produse petroliere în Ucraina li permite lor să activeze chiar și la această marjă care a dat-o în leu, care este mai mică decât ar fi trebuit să fie în condiția în care dacă nu era Ucraina. Altfel spus,
consumatori din Ucraina ne subvenționează pe noi la produsele petroliere. Așa că țineți minte lucrul acesta atunci când vorbim despre Ucraina. Și doi, unica ce nu trebuiește nouă acum un război economic cu Ucraina. O spun la modul cel mai serios, deoarece avem minți fierbinți ca tot este și începe a spune, uite, noi trebuie cu Ucraina să interzicem importul, nu exportul. Oameni buni, uitați-vă atent în grafic. Exporturile noastre în Ucraina au crescut de 9 ori. Importurile din Ucraina au crescut numai cu 50%. Este prima dată în istoria țării noastre și nu știu când va mai fi aceasta, că noi în sfârșit exportăm ceva în Ucraina. Chiar dacă nu este toată producția noastră, dar exportăm. Dacă ușa am să vă arăt și la producția noastră, oricum exportăm. Și acum, când noi suntem beneficiarii numărul 1, altfel spus, de la începutul războiului, marfa de la noi merge încolo, dar înapoi nu prea vine, când noi suntem beneficiarii numărul 1 a acestei situații nedorite, Ucraina nu și-a dorit niciodată război, dar în această situație nedorită, noi exportăm de 9 ori mai mult în Ucraina, iar Ucraina doar cu 50% sau puțin mai mult decât până acum, și noi acum să le spunem la ucraineni, hai să ne sfădim pe comerț extern. Ucraina spune, voi băieți, voi asta serios acum? Voi vă permitem, voi să vă aduceți de 9 ori mai multă marfă decât ați adus acum un an în urmă și voi acum nu vă place ceva. Deci cred că voi ne va ajunge minte în cap. Exportul nostru din Ucraina continuă a crește, dar cred că în viitor apropiat vom avea o tendință de scădere și aceasta se vede foarte clar. Dacă observați, noi în Ucraina exportam undeva cam de 25 de milioane de dolari trimestrial, brusc am crescut la 240 legat de război, iar acum din trimestru 4 se observă o scădere continuă și cred că este legat de faptul că Ucraina și-a găsit niște modalități de a importa de sine stătător marfă și din nefericire cel mai degrabă că noi nu vom mai putea face față, nu vom fi concurențiali cu cei din Ucraina și presupun că din trimestru 2 al acestui an vom înregistra o scădere a exporturilor spre Ucraina, așa că oameni buni, trebuie pur și simplu să ne menținem cota de piață în Ucraina și nu umblăm cu lucruri care nu trebuie să umblăm. Dar ne întoarcem la producțiile alimentare. Da, în general exporturile au crescut, dar haideți să vedem care este relația noastră cu Ucraina legată de comerțul cu produse agricole și produse alimentare. Pentru aceasta am luat datele de la Organizația Națiunilor Unite, deoarece la noi pe 2022 nu avem datele și plus la noi birou de statistic trebuie să faci solicitare separată ca să-ți dăie datele pe țări și pe produse. Din acest motiv, datele care le vedeți nu le veți găsi pe pagina oficială a Biroului Național de Statistic și nu întrebați de unde domnul Ionuț a luat cifrele. Acestea sunt cifre care nu sunt pe pagina oficială a Biroului Statistic, dar dacă le solicitați, le puteți obține. Dacă observăm, noi exportam în Ucraina, comerțul nostru cu Ucraina era la nivel de 250 de milioane de dolari anual, dintre care exporturile noastre spre Ucraina de produse alimentare 20 de milioane de dolari și importurile 212. Joc era 1 la 10. Deci un dolar care îl exportam noi în Ucraina, veneau 10 înapoi. Practic, noi nu exportam nimic în Ucraina și toate produsele alimentare și producția agricolă venea din Ucraina spre noi. Acum, de când s-a început războiul, situația puțin s-a îmbunătățit în ce sens? Că importul din Ucraina au crescut mai puțin de 2 ori, iar exporturile au crescut de 3 ori. Deci ceva ar trebui să ne bucuri, diferența s-a îmbunătățit. Deci noi în această perioadă am reușit produse alimentare să creștem exportul în Ucraina comparativ cu anul 2020-2021 de 2-3 ori, comparativ cu alte perioade cam de 2 ori. Deci noi în prezent, în principiu, exportăm mai mult decât în alte perioade. Partea proastă că noi nu suntem buni la export. Haideți să ne uităm la importul de producție agricolă și alimentar în general care este. Dacă vă uitați atent, noi importam în produse agricole de 800-900 de milioane de dolari anual. În acest an, în 2022, am ajuns la 1,3 miliarde, o creștere semnificativă. Dar noi am importat foarte mult, nu doar din Ucraina, noi am importat din simplu motiv că prețul la produsele alimentare, în primul rând, s-au scumpit în toată lumea. Și dacă ne uităm aici, cel mai mult volumul este legat de prețuri. Da, din Ucraina este mai mult. Dacă Ucraina până în 2020-2021 deținea 25% din cotă, acum 31%. Și vreau să vă spun, dar de ce în Ucraina cea mai mult? Nu este legat numai de război. Este legat de prețuri.
Atunci când comerciantul nostru vrea să importe produse alimentare, dar noi importăm masiv produse alimentare, observați foarte atent, între a decide de unde importăm, din Ucraina sau din altă țară, la noi se decide de a importa din Ucraina. Vreau și să vă mai spun un secret. Mulțumită mărfurilor și produselor alimentare din Ucraina, la noi în prezent scade inflația. Mulțumită faptului că la noi se reduce inflația, populația Republicii Moldova în acest an va economisi comparativ cu anul trecut pentru produsele alimentare câteva miliarde de lei. Voi scrie ceva separat despre lucrul acesta. De aceea, da, noi trebuie să protejăm agricultorul nostru, dar nu uitați. Noi importăm și așa masiv produse alimentare din Ucraina, din toate producția agricolă și alimentară. Ucraina este doar 30% și Ucraina are 30% cota din simplu motiv că are cel mai ieftin produs. De fapt, spunând că trebuie să importăm mai puțin din Ucraina, asta înseamnă că să importăm produse mai scumpe din altă parte. Cam care este mesajul? Mie nu-mi e clar. De ce este nemulțumirea agricultorilor? Să nu credeți că ei nu au minte în cap. Nu, din contra, ei sunt cei raționale, cu așa veți vedea, dar până ce, prima ce vreau să spun, noi, este prima dată când exportăm atât de mult în Ucraina și importurile noastre sunt masive de producție agricolă și producție alimentară. De ce sunt masive? Tradițional noi importăm foarte mult, avem o agricultură foarte slabă, nu poți face în 20 de minute. Și acum, de fapt, din importul din Ucraina sunt foarte mari, din simplu motiv că Ucraina a avut o politică foarte clară, inclusiv prin deprecierea valutei. Să nu uităm că grivna a fost depreciată anul trecut, pentru a încuraja exporturile ucrainești și pentru a scădea prețul la producția ucrainească. Care sunt produsele agricole alimentare exportate de către Republica Moldova în Ucraina? Top 10. Uitați-vă, noi nu exportăm foarte mult, dar comparativ în 2022, comparativ cu 2021, băuturile alcoolice au crescut semnificativ, cu 60%. Ce avem noi? Aici avem un potențial de creștere. Noi până prezent la băuturile alcoolice n-am ajuns la cota care am avut în 2006-2007. Mai avem încă de crescut aproape două ori. Piața ucrainească, cine vă împiedic să o luați acum? 2. Fructe și legume. Creșteri de 200%, de la 5 la 11 milioane. Piața rusească noi practic o pierdem. Cine ne împiedic să luăm piața ucrainească? Produse din fructe și legume, creșteri de două ori. Și mai departe, deja la uleiuri, creșterea de absolut n-am avut nimic acum. Avem produse cereale și de patiserie, creșterea de la 0,8 la 2,3 milioane. Uitați-vă atent. Înainte de a spune, hai să oprim cu Ucraina, trebuie să vedem ce putem depune ca la băuturi alcoolice, fructe și legume, uleiuri, cereale, produse de cereale. Uite, top 10 asta al public. Ministerul Agriculturii, împreună cu agricultorii, împreună cu Ministerul Economiei, împreună cu ambasada noastră în Ucraina, împreună cu ambasada Ucrainei în Republica Moldova, să ne gândim cum putem crește exporturi. Așa suntem la importuri. Aici, de fapt, agricultorii poate n-au cifrele acum le vor avea și vor înțelege în ce constă toată problema. De fapt, toată problema cu Ucraina sunt pe două poziții. Cereale și semințe. Asta, eu nu știu cum să le dau o singură denumite, deci tot ce înseamnă grăunțoasele. Grâu, porumb, floarea soarelui. Și toate celelalte. 6,5 milioane exportul, importul, acum 115 milioane. Dacă observați, importuri masive din Ucraina. Ulei, 13 milioane, 61 milioane. Lactate, ouă, miere, 30-43 și restul deja gata. Dacă observați, la toate celelalte producții, de fapt, nu s-a întâmplat nimic. Tot ce s-a întâmplat la noi în relația cu Ucraina este creșterea masivă a grăunțoaselor importul. Dar ele unde vin? Nu vin în Moldova oameni buni. O parte micuță vine în Moldova și pleacă mai departe. Tot ce vor să spun agricultorii este că logistica noastră de export este una foarte slabă. Republica Moldova are capacități slabe de export. Dacă Moldova a procesat 3 milioane de tone, în Ucraina doar un singur port 100 de milioane. Și acum noi am preluat șocul acestor exporturi. Care este concluzia? Că Republica Moldova nu are ce stopa exporturi sau importuri din anumite țări. Tot ce trebuie să facem noi să îmbunătățim accesul și logistica capacității noastre de export. Să ne punem întrebare din ce cauză până acum avem monopol la exporturi, să ne punem întrebare de ce n-am creat mecanisme alternative de export, de ce n-am creat cheiurile temporare, din ce cauză la noi nu lucrează transportul normal, din ce cauză sunt multe alte probleme legate cu logistica de export. În concluzie, producția agricolă în Republica Moldova este una foarte vulnerabilă de climă și trebuie să ne focusăm pe
producția agricolă procesată și producția din sectorul zootehnic. Relațiile noastre cu Ucraina prima dată sunt în favoarea noastră, în sensul că noi ne-am crescut de 9 ori exporturile, lucru inimaginabil în trecut. Și 3, importurile care sunt din Ucraina ne afectează doar în ceea ce înseamnă logistica noastră. De fapt, nu este de vină fermierul ucrainean, de vină suntem tot noi, că nu am creat mecanismele necesare ca să îmbunătățim exporturile noastre. Deci, doar vreau să spun ceva de bine. Nu le-am creat, nu acum, să fie foarte clar. Nu această guvernare e vinovată și nici guvernarea precedentă. Nu le-am creat timp de 30 de ani de zile. Din contră, în perioada când s-a început războiul, noi am dat de ovadă că, lângă faptul că am putut absorbi refugiații din Ucraina, noi am avut capacitatea să gestionăm și fluxurile de mărfuri din Ucraina. O țară foarte slabă, o țară săracă, o țară fără infrastructură, fără cale ferată normală, fără drumuri, fără porturi, fără logistică, și să nu ascundem, și coruptă, totuși a reușit să gestioneze fluxuri enorme de mărfuri ucrainești. Asta trebuie să o apreciam. Deci, ce avem de făcut, să îmbunătățim mai departe logistica de transport și să ne focusăm pe agricultura noastră și nu uităm. Top 10 producții agricole care noi le exportăm în Ucraina sunt exact acele producții pe care noi am fost fugăriți de pe piața Federației Ruse. Eu, în locul guvernării, mi-aș pune acum căpșorul mișcare împreună cu cei din agricultură să mă gândesc cum aceste producții care am început să le exportăm, să dublăm sau să triplăm volumul lor exportat în Ucraina, cu atât mai mult că piața ucrainească, incomparabil cu alte perioade, este extrem de deschisă față de producția noastră. Vă mulțumesc mult și până data viitoare!